Uite, nu știu voi, dar eu nu vreau ca primarul meu să fie frumos și bun, să aibă sufletul mare cât ficatul lui Băsescu. Nu vreau să fac o pasiune pentru primarul meu. Nu vreau să ies cu el la bere. Tot ce vreau este să rezolve naiba odată acele câteva mari probleme care se tot agravează de 30 de ani în orice localitate din această țară. Drumuri, parcări, trafic, apă caldă, gunoi, siguranță, de astea. Ne aflăm în cartierul cu cele mai multe blocuri care nu au apă caldă. Vorbim aici de sute de imobile. Noul top privind orașele cele mai poluate din România plasează așadar Iașul pe primul loc. Urmează apoi în clasament Cluj-Napoca și Brașov. O analiză a Consiliului Concurenței arată că în 5 mari orașe, Brașov, Constanța, Iași, Timișoara, Cluj și Craiova, sunt în medie peste 3 autoturisme înmatriculate pe un loc amenajat pentru parcare. Apoi aș mai vrea de la primarul meu să nu taie copacii, să conserve pe cât poate spațiul verde, ba chiar să-l mărească. Și să facă, domne, parcuri ca lumea, unde oamenii să stea pe iarbă, nu să mergi doar pe alei și să n-ai voie să calci iarba. Mor când văd formele alea meschine cu panseluțe, bă, mii de panseluțe în rânduri care se văd frumos doar din avion. Pune-mă gazon să stea oamenii să citească o carte. Adică să fie așa. Și nu așa. Și aș mai vrea ca primarul meu să zică: de mâine voi începe informatizarea totală în lucrul cu cetățeanul. Nu vreau să mai stau 30 de zile pentru orice răspuns al autorităților. Nu vreau să mai fac mii de copii după acte. Nu vreau să mai bat drumul la administrația financiară de fiecare dată. Ajunge, fraților, cu statul la coadă, ajunge cu șpaga la funcționari. Nu mai vreau. Deci nu vreau să mă dau cu fundul de pământ după primarul meu. Poate să fie ca om o super jigodie. E strict problema lui ce face în viața personală, atâta vreme cât nu-și abuzează nevasta, copiii, că ați văzut ce... Poate să joace banii la păcănele, la pariuri sportive, e treaba lui. Vreau ca primarul meu să lupte pentru siguranța copiilor în școli și pe drumurile orașului. Vreau ca toate, dar toate contractele pe care le încheie primăria să fie online, la liber acces pentru toți cetățenii. Și nu vreau ca primarul meu să fie parte a luptei dintre bine și rău, dintre lumină și întuneric, dintre Dumnezeu și diavol. Poate să fie credincios sau ateu, poate să fie cum dorește el să fie, dar când vrea să dea bani la biserici, să consulte comunitatea. Și aș vrea să se facă mai multe referendumuri locale legate de proiectele mari, de lucrări de infrastructură, spre exemplu. Dacă e să cheltuim 1 miliard de lei, aș vrea să fiu consultat. Adică nu mă chem la vot și apoi faci tu ce vrei cu banii în baza votului meu, nu, tati? Votul meu nu înseamnă că faci ce vrei tu cu banii comunității. Decidem împreună, tu ești pus acolo să execuți voința noastră, a alegătorilor. Nu mă iei ostatic pe mine, cetățean, 4 ani, ci eu îți ofer un job, eu te angajez. Altfel că primarul meu e gay sau are 10 copii cu o pocăită, nu mă interesează, domn. Na, am zis și eu toate acestea pentru că am impresia că ne bucurăm prea mult uneori că iese unul sau altul. Dar dacă ne ia cineva la bani mărunți, nu prea știm ce să-i cerem primarului nostru. Și cred că de aici pleacă multe dintre problemele pe care le avem în comunitățile noastre.